Gigi Becali a fost criticat de Marcel Pușcaș pentru că, în vara anului 2020, l-a îndepărtat pe Helmut Ducadam de la FCSB. Legendarul portar al Stelei București a activat în cadrul clubului finanțat de Gigi Becali timp de un deceniu, în intervalul august 2010-iunie 2020. Ducadam a ocupat funcția de președinte de imagine. Cooptat pe funcția de președinte de imagine în august 2010, Ducadam a rămas alături de FCSB până în iunie 2020, atunci când a ales să-și dea demisia. Principalul motiv al rupturii a fost reprezentat de faptul că Gigi Becali i-a redus salariul lui Helmut Ducadam din cauza crizei izbucnite în pandemia de COVID-19. Nu a fost vorba doar de bani. Însă, Ducadam a simțit că prin această hotărâre importanța sa în cadrul clubului a fost diminuată, astfel că a ales să plece de bunăvoie. La nicio săptămână de la decesul eroului de la Sevilla, Marcel Pușcaș a intrat în direct la emisiunea Culisele Fotbalului, unde a vorbit despre colaborarea pe care Ducadam a avut-o cu Becali, dar și despre lipsa de interes a celor de la Steaua vis-a-vis de legendarul portar. Gigi a avut nevoie de el cum la un moment dat a avut nevoie și de Lăcătuș, și de Iovan, de Bambescu. Toți au lucrat la FCSB. Pe toți i-a plătit Gigi Becali. Din păcate, Helmut recunoaște continuitatea acestui club, FCSB. Ceilalți mai puțin. De-a lungul timpului, Steaua, în comparație cu Dinamo, să zicem, nu a fost atât de generoasă cu grija față de fostele glorii, față de foștii jucători importanți. Au fost jucători mari la Steaua, nu mulți au beneficiat, după ce s-au lăsat de fotbal, de avantajele unei angajări în club sau de avantajele unor recomandări pentru alte cluburi. Până în 1989, de exemplu, Steaua avea sateliți în Liga 2, în Liga 3, erau o grămadă. Dinamo a fost mult mai activă din punctul ăsta de vedere și este încă și astăzi. Dar trecând peste toate, Ducadam trebuia să rămână la clubul Steaua. Nu avea voie să fie lăsat să plece. Și dacă ar fi dorit să plece? Ăsta e punctul meu de vedere, a spus Marcel Pușcaș. Nu cerea sprijin de la nimeni. Tot ce a făcut pe picioarele lui și pe numele pe care l-a avut. Îmi pare rău și de faptul că Gigi s-a dispensat foarte ușor de el, așa cum l-a susținut 6, 7, 8 ani. Se întâmplă de multe ori, mi s-a întâmplat și mie. La un moment dat nu te mai bagă lumea în seamă. Și pentru simplul fapt, nu știu, care impresia că le știi pe toate, fiecare are o oarecare invidie. Că ești mai cunoscut decât el, că dă lumea mâna mai degrabă cu tine decât cu el și că îi se pare salariul pe care l-ai prea mare pentru importanța pe care o ai sau pentru influența pe care o ai în clubul respectiv. Din vari motive, în foarte multe situații, mulți patroni și mulți primari, conducători de cluburi, se debarasează de niște oameni care chiar sunt loiali și vor să facă treabă. Nu văd de ce Ducadam, la experiența lui și la corectitudinea lui, nu putea să dea un sfat. La FCSB. Și nu numai la FCSB. Și la echipa națională și oriunde. Măi, faceți așa, nu faceți așa. Nu cred că e bine să faceți asta. Poate că Steaua era mai bogată cu un titlu sau cu două în ultimii 10 ani, dacă Helmut ar fi fost mai mult băgat în seamă de către Gigi Becali. Dar și așa, după cum el a declarat, Gigi l-a ajutat mult din punct de vedere financiar. Nu știu acum cine. Cui datorează? Pentru că și activitatea lui în județul Arad a făcut ca Gigi să obțină câteva voturi importante. Partidul PNG ajunsese nu chiar ca partidul lui Dan Diaconescu, dar ajunsese sus la un moment dat. Și a făcut treabă bună acolo, pe plan organizatoric. Fără să aibă vreo școală de studii politice sau ceva, a făcut-o pur și simplu prin felul lui de a fi. A atras oamenii și a adus câteva voturi importante pentru Gigi Becali. Fără să fie finanțat. Mai trimite așa câte ceva pentru afișe. Vorbeam și pe vremea aia.
Pe de altă parte, ce am putea spune despre el duminică? Am aflat că nu se simte bine. Am ținut legătura cu prieteni comuni care au fost și la spital și m-au ținut tot timpul la curent cu ce se întâmplă. Inclusiv până în ultima clipă. Cu o săptămână înainte vorbisem cu el la telefon, nimic nu anunța. Știam că are probleme, lua medicamente, avea 2-3 intervenții. Avea o proteză la un genunchi și trebuia să-și pună și la celălalt, se deplasa mai greu. Dar toate problemele astea au început să apară mai proeminent în ultimul an. Și nu o ducea, fizic, bine. Dar nu se plângea. Râdea, trata problema. Acum un an am fost la el acasă și a spus, când o să mor, pe mine să mă incinerați. Eu nu vreau să plângă nimeni, să nu mă vaite pe acolo. Eram mai mulți la masă, la el acasă. Deci, vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.